Un colț de rai pe care toți cei care l-au cunoscut îl vor păstra pe veci în amintire. Așa este descrisă insula Ada Cales, cufundată în apele Dunării, dar rămasă vie în inimile tuturor. Un proiect derulat de Muzeul Regiunii Porților de Fier din Drobeta Turnul Severin își propune să păstreze și să promoveze patrimoniul imaterial al legendarei insule. Drept urmare, în acest sfârșit de săptămână a avut loc la Severin o întâlnire a celor care s-au născut pe Ada Cales și care pot să împărtășească și celorlalți din amintirile lor. Proiectul Ada Cales Mon Amour, derulat de Muzeul Regiunii Porților de Fier, a dat ocazia celor născuți pe legendara insulă scufundată acum în apele Dunării să se revadă și să împărtășească celorlalți din amintirile lor. Sunt născut pe insula Ada Cales, acolo am copilărit, am trăit până la vârsta de 27 de ani pe insulă. Am muncit peste tot, am lucrat salaor, barcagiu, magazioner la fabrica de confecții, magazioner la fabrica de țigarete, după barcagiu am fost, nu știu dacă am mai spus, și de aici am plecat, m-am stabilit în Orșova, acolo am schimbat meseria, m-am făcut cafegiu. Și eu nu băusem nici două cafele în viața mea, dar m-au declarat că fiind un specialist în cafele. M-am născut și am crescut pe insula Ada Cales, am părăsit insula în 1968 la vârsta de 11 ani și în prezent la această expoziție frumoasă suntem prezenți și cu alți locuitori ai insulei. Și facem parte dintr-un program foarte frumos care se numește Ada Cales Mon Amour. Tocmai proiectul acesta vrea să reîmprospăteze în amintirea, în primul rând, a tinerilor și a celor care mai sunt în viață, foști locuitori ai insulei Ada Cales, de ceea ce a însemnat insula Ada Cales. Pentru realizarea acestui proiect au fost necesari mulți ani de cercetare, care au adus la lumină date și imagini despre insulă. Proiectul s-a născut acum 20 de ani, mai bine spus, dar până acum a stat și adospit, pentru că a trebuit să culegem mai multe informații despre această poveste minunată care a fost Ada Cales și care rămâne în continuare o poveste minunată. A trebuit să găsesc sursele pe care la vremea respectivă nu le cunoșteam, după care încet, încet a trebuit să găsim resursele, pentru că dincolo de sursele informative ai nevoie și de resursele financiare pentru a putea demara un astfel de proiect. Cert este că am găsit multă deschidere de la multe instituții care erau interesate, erau cointeresate direct despre acest subiect și astfel că, iată, am putut să punem pe picioare acest proiect Ada Cales Mon Amour. Pentru mine a fost o fascinație aparte pentru acest ostru mitologic numit Ada Cales. O insulă care are foarte multe de spus încă și care cred că își păstrează aura asta de mister cu atât mai mult cu cât acum se află sub apă. Și are o însemnătate specială, pentru mine a fost o uimire să aflu că se poate face un drum inițiatic nu doar de la vest la est, cum se obișnuia, ci și de la est la vest. Emoțiile au fost la cote maxime, mai ales că foștii locuitori au mers cu barca în zona în care s-a aflat insula Ada Cales.